Ascultă Vocea, Radio România din 1928. Mircea Eliade, scriitor, istoric al religiilor. 1907-1986. Înregistrare din anul 1967. Fac parte din generația cea mai norocoasă pe care a cunoscut-o până acum istoria României. Nici înainte, nici după generația noastră, România n-a mai cunoscut libertatea, belșugul și disponibilitatea de care ne-am bucurat noi, cei care am scris între 1925-1940. Generația lui Nicolae Iorga fusese aproape pe de-a întregul confiscată de profetismul național și cultural care trebuia să pregătească războiul pentru întregirea neamului. Generația frontului fusese sacrificată ca să găsim noi o Românie mare, liberă și bogată. Când am început noi să scriem, prin 1925, niciun ideal național nu ne solicita în imediat. Am fost cei dintre români care puteam face și altceva decât istorie națională, filologie românească și profetismul cultural, fără să avem sentimentul că trădăm cauza neamului. Am avut o libertate care se cucerise cu foarte mult sânge și cu foarte multe renunțări. Ascultă Vocea, Radio România din 1928.